Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, este sărbătoarea Rusaliilor, 50 de zile după înviere, Duhul Sfânt coboară asupra apostolilor și asupra Preacuratei Fecioare Maria, care erau adunați în cenacol în rugăciune. În ziua de Rusalii începe viața Bisericii, ziua de naștere a Bisericii, apostolii pornesc în călătoriile lor misionare pentru a vesti Evanghelia, dar și pentru noi Duhul Sfânt este de actualitate, pentru că noi îl avem pe Duhul Sfânt din ziua botezului nostru, Duh Sfânt care ne face să fim copii al lui Dumnezeu, să trăim o viață spirituală deosebită și mai ales să continuăm această lucrare de răspândire a Evangheliei. Vestim puterea Duhului Sfânt, spunea Hristos apostolilor, dar ne repete și astăzi, și învestim martori până la marginile pământului. Îl primim pe Duhul Sfânt în această zi în care noi, asemenea apostolilor, ne deschidem inimile pentru a ne lăsa întăriți de puterea sa deosebită. Vă salutăm pe toți la această Sfântă Liturghie Solemnă, avem și un grup de oaspeți din Mexic, în vizită aici la Iași. Benvenuti, benvenidos! Și împreună vreau să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru că ni l-a dăruit pe Duhul Sfânt. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, Îngeri și Sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Ta cea
Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care e asupra Ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Care în misterul sărbătorii de astăzi sfințești întreaga ta biserică din toate popoarele și neamurile, te rugăm răspândește darurile Duhului Sfânt până la marginile pământului și continuă astăzi în inimile credincioșilor lucrarea minunată pe care a săvârșit-o bunătatea ta la începuturile predicării Evangheliei. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Faptele Apostolilor. Când a sosit ziua Rusaliilor, toți erau adunați împreună în același loc. Și dintr-o dată s-a iscat din cer un vuiet, ca la venirea unei vijelii puternice, și a umplut întreaga casă în care stăteau. Atunci le-au apărut niște limbi ca de foc, împărțindu-se și așezându-se asupra fiecăruia dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt, și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. Și erau atunci la Ierusalim, iudei, bărbații vlavioși din toate națiunile de sub cer. Când s-a auzit vuietul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas tulburată, pentru că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Erau uimiți și se minunau spunând: Iată, oare nu sunt galileeni toți aceștia care vorbesc? Și cum de-i auzim fiecare în limba în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți și locuitori din Mesopotamia, Iudeia și Capadocia, din Pont și Asia, din Frigia și Panfilia, din Egipt și din părțile Libiei, care sunt aproape de Cirene, romani în trecere, atât iudei cât și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre despre faptele mărețe ale lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Aleluia! Binecuvântează suflete al meu pe Domnul,
Doamne, Dumnezeul meu, Tu ești nemărginit de mare, că de numeroase sunt lucrările Tale, Doamne, pământul este plin de creaturile Tale. Ele își dau Duhul și se întorc în țărână. Tu îi trimiți Duhul Tău și ele vor fi create și vei reînnoi fața pământului. Aleluia! Domnului să rămână în veci, să se bucure Domnul de lucrările Sale, să ajungă cântecul meu până la El, iar eu mă voi bucura în Domnul. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni. Fraților, umblați în Duh și nu împliniți poftele trupului, căci trupul dorește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului. Acestea se împotrivesc unul altuia, așa încât nu puteți face tot ceea ce voiți. Căci dacă sunteți conduși de Duh, nu mai sunteți sub lege. De altfel, faptele trupului sunt cunoscute. Acestea sunt desfrânarea, necurăția, nerușinarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, gelozia, mâniile, ambițiile, discordiile, dezbinările, invidiile, bețiile, orgiile și cele asemănătoare acestora. Vă spun mai dinainte, așa cum v-am mai spus, că cei care practică astfel de fapte nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. În schimb, rodul Duhului este iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, bunăvoința, fidelitatea, blândețea, cumpătarea. Împotriva faptelor de acest fel, nu există lege. Căci cei care sunt ai lui Hristos și-au răstignit trupul împreună cu patimile și poftele. Dacă trăim prin Duh, să ne și purtăm potrivit Duhului. Cuvântul Domnului. Vino Duhule Preasfânt și trimite pe pământ a Ta luminoasă rază. Al săracilor, Părinte, dătător de cele sfinte, vino și ne luminează. Bunule mângâietor, oaspete prea iubitor, dulcea noastră răcorire. Tu în trudă alinare, în căldură ești răcoare, mângâiere în mâhnire. Peste cei ce ți se închină, Tu revarsa Ta lumină, harul Tău îmbelșugat. Pentru a omenirii vină, firea întreagă acum suspină, grav rănită de păcat. Spală ce e întinat, udă tot ce e uscat, vindecă ce e rănit. Moaie tot ce e împietrit, încălzește ce e răcit și îndreaptă ce e greșit. Celor care te cinstesc și pe tine te slujesc, dă-le harul înșeptit.
Sfânt, pătrunde inimile credincioșilor tăi și aprinde în ele focul iubirii tale. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a zis discipolilor săi: când va veni Mângâietorul pe care eu vi-l voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va da mărturie despre mine. Și voi veți da mărturie, pentru că de la început sunteți cu mine. Mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi și vă va vesti lucrurile care vor veni. El mă va glorifica pe mine, pentru că dintre al meu va lua și vă va vesti vouă. Toate câte le are Tatăl sunt ale mele. De aceea v-am spus că ia dintre al meu și vă va vesti. Cuvântul Domnului. Preasfințite cucernici părinți, iubiți credincioși, lăudați să fie Iisus și Maria. Noi oamenii, pentru a ne putea înțelege cu cei din jurul nostru, pe lângă limbajul non-verbal, limbajul bogat al semnelor și al trăirilor trupești, cel mai des ne folosim de cuvinte. Dacă cineva ar fi să numere toate cuvintele pe care le folosim, le rostim pe parcursul întregii noastre vieți, cred că ar rezulta o cifră enormă. De-a lungul vieții ajungem să vorbim cu ușurință despre multe lucruri. Despre ceea ce se petrece în jurul nostru, despre cei care ne înconjoară. Facem apoi cu ușurință anumite precizări cu privire la un eveniment sau altul care s-a petrecut sau care urmează să se petreacă, și așa mai departe. Însă există un lucru despre care ne vine greu să vorbim. Când vine vorba să exprimăm ceea ce simțim, trăirile noastre interioare, de multe ori preferăm mai degrabă să așternem tăcerea. Poate și din acest motiv, solemnitatea pe care o celebrăm astăzi, Rusaliile, este o sărbătoare care pe mulți dintre noi ne pune puțin în dificultate. Pentru că a vorbi despre Duhul Sfânt înseamnă să vorbești despre ceea ce poate fi doar simțit. Reușim să vorbim cu mai multă ușurință despre Dumnezeu Tatăl, Creatorul Cerului și al Pământului, pornind tocmai de la ceea ce ne înconjoară, de la frumusețile creației. Reușim apoi să vorbim cu mai multă ușurință și despre Dumnezeu Fiul, care s-a întrupat pentru mântuirea fiecăruia dintre noi, pornind tocmai de la activitatea pe care a desfășurat-o pe acest pământ și care a fost consemnată în cele patru evanghelii. Însă atunci când vrem să vorbim despre Duhul Sfânt, parcă nu ne vin atât de ușor cuvintele și se așterne o oarecare tăcere, pentru că acțiunea Lui pare să scape simțurilor noastre, simțuri care, bineînțeles, sunt îndreptate în special spre ceea ce este palpabil, spre ceea ce este material. Și totuși, încă de mici, fiecare dintre noi am învățat la cateism că Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat, ca și Tatăl, ca și Fiul. Deci este la fel de important ca
ca celelalte două persoane ale Sfintei Treimi. Împreună formează un singur Dumnezeu, formează o unitate. Așadar, care ar fi totuși cuvintele care l-ar caracteriza cel mai bine pe Duhul Sfânt, a cărui coborâre asupra noastră o celebrăm astăzi? Sau mai exact, care este rolul pe care El îl joacă în viața fiecăruia dintre noi? Pentru a putea da un răspuns la aceste întrebări, este necesar să aruncăm o scurtă privire asupra lecturilor pe care Biserica ni le-a propus să le medităm la această celebrare, lecturi care îl au în centrul atenției tocmai pe Duhul Sfânt. Și pornim de la Evanghelia pe care tocmai am proclamat-o. Am auzit că ea ne prezintă același cadru cu care ne-am obișnuit în ultima perioadă a acestui timp pascal de 50 de zile. Hristos, la ultima cină, rostește ultimul discurs în fața ucenicilor săi, înainte de învierea sa din morți. Și cu această ocazie, El îi asigură că după ce va părăsi această lume, El nu îi va lăsa singuri, ci le va face un cadou, care să rămână cu ei până la sfârșitul veacurilor. Iar acest cadou este darul suprem al Tatălui, este însuși Duhul Sfânt. El va fi Cel care îi va inspira pe ucenici în misiunea lor. Când va veni Mângâietorul, Cel pe care îl voi trimite eu de la Tatăl, Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El vă va învăța toate. Vedem așadar că iese în evidență aici un titlu pe care Iisus îl dă Duhului Sfânt, și anume Duh al adevărului. De ce oare îl numește astfel? Îl numește astfel pentru că în momentul în care El va fi revărsat, cu toții vor cunoaște, vor înțelege tot adevărul despre El. Și anume faptul că moartea lui Hristos pe cruce, o moarte rușinoasă în ochii oamenilor de atunci, nu reprezintă înfrângerea Lui, nu reprezintă o victorie a răului asupra binelui, ci reprezintă dovada cea mai profundă, cea mai înaltă a iubirii lui Dumnezeu față de noi oamenii. Avem așadar de a face în această Evanghelie cu o promisiune din partea lui Hristos. Promisiune care vedem că se împlinește din plin astăzi. Am ascultat în prima lectură, luată din Cartea Faptele Apostolilor, scena propriu-zisă a coborării Duhului Sfânt asupra apostolilor, care erau adunați, ne spune textul, în același loc. După înălțarea lui Hristos la cer, ucenicii rămân împreună. Nu se întorc la activitățile lor de dinainte, așa cum poate ne-am fi așteptat, ci rămân uniți și așteaptă împlinirea promisiunii lui Hristos. Și iată că această promisiune se împlinește astăzi. Îl vedem pe Duhul Sfânt care se manifestă. O manifestare care a fost însoțită și de fenomene naturale, fenomene care pot fi percepute cu simțurile. Ne spune textul că s-a auzit un vuiet similar celui care prevestește o furtună și s-au arătat niște limbi ca de foc care s-au așezat deasupra fiecăruia dintre ei. În acest moment se întâmplă un lucru aparent ciudat, dar este un lucru foarte important, crucial am putea spune pentru ucenicii de atunci, dar la fel de important pentru fiecare dintre noi astăzi, pentru că acest lucru este capabil să ne ofere cheia de înțelegere a acestei solemnități. Toți cei care erau adunați atunci, acolo, au putut să constate efectul pe care aceste fenomene naturale, fenomene percepute cu simțurile, l-au putut provoca. Cu toate că erau foarte mulți acolo, de diferite naționalități, vorbitori de limbi diferite, toți au înțeles ceea ce au început să propovăduiască apostolii. Dar întrebarea care se pune, care se poate pune și care s-a pus de multe ori de-a lungul istoriei este următoarea. Care a fost, de fapt, acea limbă pe care au înțeles-o cu toții, începând de la cel mai mic până la cel mai mare? Dacă Duhul Sfânt a fost Cel care vorbea prin vocea apostolilor, ce fel de limbaj a putut El să folosească așa încât cu toții să înțeleagă?
Și s-au încercat multe variante, dar răspunsul nu poate fi decât unul singur. Duhul Sfânt a folosit un limbaj specific lui Dumnezeu, a folosit limbajul iubirii. Toți oamenii, cu toții, de aici, din această biserică, înțelegem acest limbaj al iubirii. Pentru că atunci când iubești, nu ai nevoie să auzi multe cuvinte. Treci dincolo de aceste cuvinte. Acest lucru, iubiți credincioși, îl realizează Duhul Sfânt, care coboară astăzi în inimile fiecăruia dintre noi. Ne îndeamnă să vorbim același limbaj cu toți oamenii. Ne îndeamnă să depășim barierele egoismului nostru și să vedem în celălalt, de lângă noi, adevăratul chip, adevărata imagine a lui Dumnezeu, indiferent de rasă, indiferent de religie, de starea socială sau de culoarea pielii. Și tocmai din acest limbaj al iubirii decurg toate celelalte daruri ale Duhului Sfânt despre care ne-a vorbit Sfântul Apostol Paul în cea de-a doua lectură. Dacă ai iubire adevărată, niciodată nu-ți va lipsi nici bunătatea, nici pacea, nu-ți va lipsi niciodată cumpătarea, bunăvoința și așa mai departe. Așadar, rolul esențial al Duhului Sfânt de astăzi, pe care ni-l învață, este acela de a învăța acest limbaj al iubirii. Pentru că cel care iubește cu adevărat nu mai este capabil să facă rău semenului său. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria. Însuflețiți de Duhul iubirii, care este și în sufletele noastre, ne mărturisim acum credința spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. Ponțiu Pilat a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților, dracului ce va veni. Fraților prea iubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care înălțându-se la cer, nu ne-a lăsat orfani, ci ni l-a trimis pe Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, și ni-l trimite neîncetat. Doamne Iisuse Hristoase, ocrotește, călăuzește și sfințește biserica Ta prin Duhul Tău Sfânt, ca lumina ei să devină far pentru toate popoarele. Te rugăm, ascultă-ne! Vind
vindecă prin revărsarea Duhului Sfânt rănile dușmâniei dintre oameni și dintre popoare și înmulțește numărul făcătorilor de pace. Te rugăm, ascultă-ne! Alină cu mângâierea Duhului Sfânt suferințele celor asupriți, ale celor părăsiți și descurajați. Te rugăm, ascultă-ne! Reînnoiește-n toți creștinii harul botezului și al mirului. Te rugăm, ascultă-ne! Sporește-n inimile noastre recunoștința pentru marele dar al Duhului Sfânt și dorința de a urma cu fidelitate toate inspirațiile sale. Te rugăm, ascultă-ne! Pregătește prin lucrarea Duhului Sfânt inimile celor care încă nu te cunosc, ca ei să primească învățătura bisericii tale și să devină fii ai lui Dumnezeu. Dăruiește-le credincioșilor răposați plinătatea roadelor în mântuirii. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Dumnezeule, Tu care ești iubire, L-ai promis prin Fiul Tău, Iisus Hristos, pe Duhul Sfânt tuturor celor care se roagă. Fă ca puterea Lui să lucreze în noi și în toți oamenii, prin același Hristos, Domnul nostru. Coboară din ceruri, o Duhule Sfânt, biserica întreagă te așteaptă, ca răul să fie înfrânt, pe-a binelui cale ne-ndreaptă, ca răul să fie înfrânt, pe-a binelui cale ne-ndreaptă. Far luminos în furtună.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul ca după cum ne-a făgăduit Fiul Tău, Duhul Sfânt să ne dezvăluie tot mai adânc taina acestei jertfe și cu îndurare să ne călăuzească la tot adevărul prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci pentru a duce la îndeplinire miserul pascal, ni l-ai trimis astăzi pe Duhul Sfânt și l-ai revărsat asupra celor care prin botez au înviat împreună cu Hristos și au devenit copiii tăi. Duhul tău este acela care la începuturile bisericii le-a dăruit tuturor popoarelor harul de a-L cunoaște pe Dumnezeu cel adevărat, unindu-i pe toți oamenii de toate limbile în mărturisirea uneia și aceleiași credințe. De aceea, poporul celor botezați pătruns de bucuria pascală, tresaltă de fericire pe toată fața pământului, împreună cu puterile cele și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus
să îi se aducă numărului Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că Cel, noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, aflând-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul Meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui Meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea Mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste Biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care Ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți frații Tăi, și pe toți fiii Tăi risipiți spre tutinde, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne adăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine, va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Stipe
septiformis munere, digitus pater me dextere, pacem quae dones protimus, ductore sic te previo, vitemus omne noxio.
Să ne rugăm! Dumnezeule, care dăruiești bisericii tale bunurile cerești, păstrează-ne-a harul pe care l-ai dat, ca puterea Duhului Sfânt revărsată asupra ei să lucreze purul în ea, iar această hrană spirituală să-i fie mereu spre înaintare pe drumul mântuirii, prin Hristos Domnul nostru. Credincioși, vă retine atenția cu câteva anunțuri. În fiecare seară, la ora 17:45, vă așteptăm la recitarea Sfântului Rozariu și cântarea litaniilor închinate preacuratei. Mâine reluăm perioada liturgică a timpului de peste an și, fiind prima zi după Rusalii, la cererea Sfântului Părinte, Papa Francisc, este comemorată Sfânta Fecioară Maria, Maica Bisericii. Tot mâine, începând cu ora 17:30, vom trăi bucuria de a-L primi în catedrala noastră pe fericitul Ieremia Valahul. Frații capucini de la Onești, cu ocazia împlinirii a 10 ani de când moaștele fericitului au fost aduse în țară, organizează un pelerinaj prin dieceză. După ce vom recita Sfântul Rozariu și vom participa la Sfânta Liturghie, vom avea posibilitatea de a venera relicva fericitului nostru călugăr, cel mai sfânt dintre români și cel mai român dintre sfinți, cum l-a numit Papa Ioan Paul al II-lea în ziua beatificării sale. Marți, moaștele fericitului Ieremia vor fi la Tomești. Duminica viitoare, 27 mai, în cadrul liturghiei de la ora 9:15, copiii care s-au pregătit temeinic îl vor primi pe Domnul Iisus în Sfânta Împărtășanie pentru prima dată în viața lor. Îi însoțim pe ei și familiile lor cu rugăciunea și cu emoțiile noastre. Anul acesta, sărbătoarea copiilor va avea loc sâmbătă, 2 iunie, în parohia Sfântul Francisc din Assisi, din Cleja, județul Bacău. Pentru înscrieri, vă rugăm să vă adresați la biroul parohial. Colecta de duminica trecută pentru sprijinirea presei religioase a însumat 3.930,60 de lei. Vă mulțumim și totodată vă anunțăm apariția a două cărți dedicate fericitului Anton Durcovici. Una l-are ca autor pe preasfințitul Petru Gherghel, cealaltă pe părintele Isidor Iacovici. De asemenea, vă recomandăm compendiul evenimentelor din viața Bisericii Universale și a diecezei noastre, Almanahul Presa Bună 2018. Mulțumim părintelui diacon Laurențiu Turbuc pentru slujirea pe care a adus-o în comunitatea noastră în perioada pascală. Îl însoțim cu rugăciunile și cu prețuirea noastră și urăm mult har de la Domnul și statornicie pe drumul Sfintei Preoții. Tuturor o duminică binecuvântată. Bucură-te, Regina Cerului, aleluia! A înviat precum a zis, aleluia! Bucură-te și te veselește, Fecioară Maria, aleluia! Să ne rugăm, Dumnezeule, care ai binevoie să-mi bucur lumea, când învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, fă-ne, te rugăm, ca prin născătoarea Lui, Fecioara Maria, să dobândim bucuria vieții veșnice, prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrumește-mă pe mine, care sunt încredințați ție, prin mila lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, cu sărbătoarea de astăzi se încheie
timpul pascal, perioada cea mai sfântă și cea mai înaltă din anul liturgic. O sărbătoare continuă care ne unește, ne-a unit împreună, începând din noaptea învierii Domnului și până la în această zi, în care am celebrat și trăim evenimentul Rusaliilor. Biserica este vie, noi suntem vii și avem viața supranaturală, pentru că există Duhul Sfânt. Să nu-L uităm și să-L invocăm mereu, în fiecare zi, pentru ca să ne lumineze și să ne întărească în trăirea credinței. Vă dorim tuturor o sărbătoare de Rusalii plină de harurile Duhului Sfânt. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu, Părintele Luminilor, care a binevoit să se lumineze cugetele ucenicilor prin revărsarea Duhului Sfânt, să vedea bucuria binecuvântării sale și belșugul darurilor Duhului Său în veci. Focul care a coborât în chip minunat asupra ucenicilor, să curăți inimile voastre de orice rău cu puterea sa și să le pătrundă cu strălucirea luminii sale. Duhul Sfânt care a binevoit să adune diversitatea limbilor în mărturisirea aceleiași credințe, să vă păstreze statornici în această credință și prin ea să vă dea harul să ajungeți de la speranță la vederea feței lui Dumnezeu. Și pe voi toți să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace, aleluia, aleluia.